Sănătate și bine revenit printre martorii lui Crypto la una, o nouă ediție a știrilor din lumea criptomonedelor. Veridao a depus în procesul SEC vs. Ripple un rezumat amicus în favoarea companiei Ripple. SEC a depus o moțiune de prelungire a termenului de depunere a documentelor de răspuns până la 30 noiembrie și solicită cuții să dispună ca orice document amicus suplimentar să fie depus până la 11 noiembrie, iar Ripple a fost de acord. Posibil să ne așteptăm la câteva sute de rezumate depuse până atunci. Un fost dezvoltator de la Ripple dezminte zvonurile că XRP va fi limitat curând doar pentru plăți instituționale. Blocto un portofel cu lanțul multiple, lansează un fond aptos pentru un ecosistem de 3 milioane de dolari în a integra noi utilizatori. Președintele El Salvadorului spune că de la adoptarea Bitcoin-ului turismul a crescut cu 95%. Chiar dacă vrei să cenzurezi Bitcoin, nu poți susține tot președintele El Salvadorului. Coinbase Coin raportează o pierdere netă de 545 milioane de dolari în trimestrul 3 al acestui an. JP Morgan, DBS Bank și SBI finalizează tranzacțiile live de FI pe un blockchain public. Furca AVE cu Polygon. Twitter a întrerupt activitatea de lucru la portofelul cripto, iar prețul monedei Doge a scăzut cu 10%. Procurorii sud-coreeni spun că au obținut dovezi care sugerează că DuCon a manipulat piața monedei Terra. Cam atât în ediția de azi, nu uitați rău că nu sunt consultat financiar, acest nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.